Trageri la sorți cu miză la Înalta Curte de Casație și Justiție. Liviu Dragnea a aflat cine sunt cei cinci judecători care vor judeca apelul său în dosarul angajărilor fictive, în care a fost condamnat în primă instanță la trei ani și 6 luni de închisoare cu executare. În urma tragerii la sorți, completul 1 penal este format din judecătorii Rodica Cosma, Simona Cristina Neniță, Maria Francisca Vasile, Ioana Alina Ilie și Valentin Șelaru. Astfel, soarta lui Liviu Dragnea va depinde de patru femei și un bărbat – iar acesta din urmă este fostul asistent al Laurei Chioveși. De asemenea, judecătoarea Rodica Cosma, șefa completului 1 de la secția penală, a luat de-a lungul timpului decizii, unele controversate, în multe dosare importante. De exemplu, magistratul a dat decizia de eliberare a lui Radu Mazăre din arest și anchetarea lui sub control judiciar. L-a condamnat pe Gigi Becali în dosarul Valiza, a condamnat-o pe fond pe Monica Iacobriți, fost ministru PDL și a făcut parte din completul din care a decis că Victor Ponta nu poate fi anchetat pentru presupusul plagiat din lucrarea sa de doctorat. Completul penal 1 mai are pe rol dosarele în care sunt judecați Tony Greblă, Victor Ponta și Sebastian Ghiță. Tragerile la sorți au avut loc după ce în 7 noiembrie Curtea Constituțională a admis sesizarea guvernului privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și în alta Curte de Casație și Justiție în legătură cu formarea completurilor de 5 judecători.